Bine v-am regăsit în cadrul unui nou episod din seria de sfaturi motivaționale Familii de nota 10. Tema de astăzi este Implicarea copilului în activitățile casnice. Poate una dintre cele mai mari carențe în educația copiilor de astăzi este că tot mai mulți devin experți în a pierde vremea pe internet sau la televizor. De vină suntem în foarte multe cazuri noi, părinților, dar ce putem face pentru a schimba situația? În cadrul acestui nou episod, să vă încurajăm să oferiți sarcini casnice copilului dumneavoastră. Nu vorbim aici despre a-l exploata prin muncă sau de a-i ocupa tot timpul liber rămas după școală, dar evidențiem faptul că este absolut necesar ca de mic copilul să aibă ceva de făcut în propria locuință. Iată ce afirma autorul cărții Sufletul copilului vostru, tradusă de Adrian năsescu Vlas la editura Sofia. Înainte de a începe să-l obișnuim pe copil cu treburile casnice, trebuie să avem o idee clară despre scopul pe care îl urmărim prin aceasta. Copilul simte întotdeauna dacă face sau nu ceva util, pentru el sau pentru familie, sau din potrivă, e o cenușăreasă silită să aleagă făina de cenușă doar ca să aibă ceva de făcut. I se pot da copilului bani pentru munca pe care o face? Ar trebui stabilit mai întâi pentru ce muncă este cazul să i se dea bani. Dacă copilul a făcut o muncă pentru care oricum ați fi plătit cuiva, a spălat mașina de exemplu, este perfect normal să i dați bani copilului ca bani de buzunar, suma economisită în acest fel. Desigur, cu condiția ca munca să fie bine făcută. Există însă treburi pe care le distribuim în familie și nu plătim nimănui pentru ele. Mamei nu-i plătește nimeni pentru cină, fiului nu-i plătește nimeni că a dus gunoiul. Munca nu trebuie dată în niciun caz ca pedeapsă, altfel copilului îi va fi greu să aibă satisfacție de pe urma ei. Iar dacă copilul te ajută măcar cu vârful degetului, mulțumește-i ca și cum ar fi făcut ceva extraordinar. Această recunoștință îi va da putere să muncească și altă dată. Este foarte bine când de ajutatul în casă sunt legate numai emoții pozitive. Atunci când copilul refuză să ajute, nu insista. Mama poate să îi arate că nu este greu și să înceapă ea să facă treaba liniștită. Poate copilul se va alătura și el apoi. Munca împreună E totdeauna mai interesantă decât comenzile și indicațiile prețioase. Ai da copilului tău să facă ceva prin casă este o muncă în plus, care nu de puține ori îți scurtează serios timpul de odihnă. Tocmai de aceea, ca și părinți, tindem să ne descurajăm când intenționăm să aplicăm acest element de strategie în educarea copiilor. Decât să stau să explic cum se face mai bine, fac eu munca respectivă în acel timp, spunem adesea. Din perspectiva eficienței avem dreptate, însă din cea a educării copiilor noștri pe termen lung greșim. Chiar dacă este o adevărată investiție de timp și de răbdare, instruirea copilului pentru a face anumite munci îl va face mai responsabil. De pildă, va face mai puțină dezordine în camera lui cu timpul și îi va transmite valoarea muncii. În anii care vor urma, el sau ea vor acumula cunoștințe și experiențe Fiindu-ne chiar și un sprijin neprețuit nouă, părinților. Prin urmare, să nu renunțăm la a-i trasa îndatoriri casnice și a-l asista în îndeplinirea lor. Atât el sau ea, cât și întreaga familie vom câștiga în viitor. Până la un nou episod din seria cu tema Familii de nota 10, vă dorim mult succes în parteneriatul Părinte-Copil pentru binele familiei. Prețuiți familia!